Salutare, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vorbim despre povestea mea, episodul 3 și este și episodul final din povestea mea. O să mai vină clipuri, o să aflați la final mai multe, că mai urmează un clip în care o să vin cu niște concluzii și cu niște chestii faine de viitor, dar ajungem și acolo dacă stați până la finalul clipului. N-am postat vreo 2 săptămâni și ceva pentru că am fost foarte obosită, extrem de obosită și vă spuneam pe Instagram, pe Stories, că pentru a filma clipurile astea, cel puțin astea cu povestea mea de viață, am nevoie de o anumită stare și trebuie să fiu odihnită și trebuie să am o zi bună să filmez clipurile astea, că e o deschidere a cutiei Pandorei și trebuie să am o anumită stare ca să fiu ok, pentru că de cele mai multe ori mi-ați scris și voi în comentarii că cum de ești ok. Sunt ok pentru că aleg să vorbesc despre această temă în momente în care sunt eu ok cu mine. Dacă aș vorbi, și asta cred că e valabil pentru toată lumea, dacă aș fi foarte, foarte obosită și semi-depresivă, că suntem cu pandemia, că diverse lucruri, clar nu aș vedea lucrurile la fel, dar per total aș gândi la fel, dar cu siguranță probabil că m-ar afecta mai mult decât mă afectează sau mă va afecta pe viitor. Cert este că, dacă tot am venit de Instagram, că vorbesc pe Instagram mai mult cu voi, vă invit să mă urmăriți, dar o să las aici contul meu de Instagram, pentru că acolo un content, fac content care este exclusiv pentru Instagram. Ce vedeți acolo nu prea vedeți de obicei aici, așa că vă invit și pe contul meu de Instagram. O să aveți link și în descriere. Ok, vorbim despre... Unde am rămas data trecută? Am rămas la mutatul meu în București și că l-am cunoscut pe Radu. De asemenea, la fel cum o fac de fiecare dată, dar o să zic și acum... Fiecare clip are câte un motto, să zic așa, iar în descriere las și niște linkuri, nu știu dacă v-ați uitat, las și niște linkuri cu niște melodii care cumva reprezintă tema clipului respectiv și mă ajută pe mine și m-au ajutat de-a lungul anilor să accept situația. Așa că vă invit să le urmăriți și pe acelea și să le ascultați. Poate vă plac și vouă și cumva vă regăsiți și voi în ele. Iar motto-ul de astăzi este... E ok să vorbești despre ceea ce te frământă. De ce? Pentru că vei descoperi că dacă vorbești cu cine alegi tu să vorbești, s-ar putea să nu fii neapărat judecat cum o gândești tu înainte să vorbești. Sau nu vorbești, să ascund niște lucruri, că o să zică despre mine nu știu ce și o să creadă despre mine nu știu ce. Nu gândi așa. S-ar putea ca în oamenii cărora tu le povestești despre tine, frământările tale și problemele tale, să găsești niște aliați. Și o să vă dați seama din ceea ce urmează să vă povestesc. De altfel, s-ar putea ca oamenii cărora le povestești să te ajute să depășești momentul, să te ajute să găsești soluția, să te ajute să îți dai seama că viața pe care tu o considerai normală până în punctul în care te afli când povestești, nu e chiar normală sau nu neapărat normală, ci decentă. Nu e neapărat decentă. Și s-ar putea. Cu siguranță vei descoperi că viața decentă înseamnă altceva decât frământările pe care le ai și ce trăiești până în momentul respectiv. Așa că o să vă povestesc un pic despre ce a însemnat pentru mine mutatul la București. În fine, a fost o nebunie și cu cum mi-am găsit chirie, unde mi-am găsit chirie. Mi-aș dori, dacă vă interesează, să vă povestesc despre cum am găsit chirie și prin ce peripeții am trecut ca fată din provincie să găsesc pe cineva serios care să îmi ofere un loc decent în care să stau. Dacă sunteți curioși, o să vă rog să-mi lăsați în comentarii, pentru că o să vorbesc într-un clip separat, că e și funny, e chiar super funny. Dar trecem peste partea asta destul de repede. M-am mutat în București, aveam un loc stabil unde stăteam. Și evident vă spuneam că m-am
angajat în bancă, că nu m-am lăsat până când nu m-am angajat în bancă și am început să lucrez. Adică viața cumva iarăși intra într-un flux normal. Banca la care de altfel l-am povestit, banca la care de altfel l-am cunoscut și pe Radu și iată că au trecut luna viitoare, facem 11 ani de când suntem împreună. Și acolo, după ce l-am cunoscut pe Radu și am început să ieșim împreună, a fost o chestie tare ciudată, că inițial eu eram fata care lucrează la bancă și aveam așa o imagine de fata care lucrează la bancă și uite, e îmbrăcată frumos și e pieptănată și e aranjată și e machiată și, scuze-mă, are un job decent, adică clar duce o viață bună, are și un salariu bun și așa mai departe. Da, da, dar lucrurile nu sunt neapărat chiar așa. De asta zic că ar trebui și voi să fiți atenți la toate aparențele astea pe care oamenii le afișează, pentru că toți afișăm această fațadă și uite că după, știi, după gard e leopardul, da? În afară vopsit gardul și înăuntru leopardul. L-am cunoscut pe Radu și am început să ieșim împreună și de multe ori primeam mesaje de la mătușa mea sau de la fratele meu cu diverse chestii, nemulțumiri sau mă vedea mereu că sunt îngrijorată de ceva și la început nu am vrut să-i povestesc multe lucruri, dar s-au întâmplat și multe faze în care efectiv mă schimbam la față când primeam un telefon sau primeam un mesaj. Deveneam alt om complet, eram cu mintea în altă parte, cu privirea fixă, da, nu știu cum arătam din afară, dar cert este că începuse să-și dea seama Radu că ceva nu e ok. Și a început să mă întrebe și am zis, bă, până la urmă, ce, dacă îi spun, ce poate să se întâmple? Mă poate refuza și poate să spună că nu mai vrea să fim prieteni, că altceva nu se poate întâmpla rău. Și am început să-i povestesc ușor, 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 de la întâlnire la întâlnire, ce se întâmplă cu mine și de ce de fiecare dată când primesc câte un mesaj sau un telefon de la mătușa mea mă schimb la față, ce se întâmplă cu fratele meu, care fratele meu încă locuia la ea și eram așa între ciocan și nicovală, că vroiam într-un fel să fiu alături de el și să-l ajut și să-i explic că, bă, eu doar o perioadă lui fratele meu. Pe de altă parte, cu ea nu mai vroiam să mai vorbesc, nu mai era o apăsare extraordinar de mare când vorbeam cu ea și simțeam că energia ei mă acaparează complet într-un mod negativ și nu mai puteam duce discuțiile cu ea. Și cu Radu, după câteva întâlniri, și că am făcut așa o impresie despre situația mea familială și a zis, bă, nu prea e ok, se părea totul foarte ciudat. Bă, cum mă? Cum? Tot timpul întrebarea era, hai bă, las-o că tu exagerezi. Bă, nu e exagerez, pur și simplu, astea sunt lucrurile. Am mai trecut o perioadă, dar, cum să vă zic, lucrurile astea s-au întâmplat. Eu pe Radu l-am cunoscut în iunie și în iulie deja știa cam tot. Iar la finalul lui iulie, la un moment dat, mătușa mea la care stăteam la Iași s-a hotărât, nu știu informații exacte, dar din ce mi-aduc aminte că din povestirile mamei mele, că s-a hotărât să se ducă în vizită până la mama mea, să vorbească despre situația mea și cum sunt eu și ce probleme creez familiei și așa mai departe. Așa i s-a pus problema lui maică mea. Că eram plecată la București, că uite, fratele meu suferă după mine și așa mai departe. S-a creat un context care a ajuns la maică-mea ca produs final. Nu știu cu ce era alimentat fratele meu, cu ce informații era alimentat fratele meu inițial. Știu doar câteva lucruri despre care o să vă zic imediat. Însă, Radu, când a auzit că mătușa mea vine la București și că veneau la București să doarmă la mine o noapte, nu o noapte, până la 5 dimineața când trebuiau să fie duși la aeroport, că urmau să plece de la aeroport, și au venit ea cu soțul ei și cu fetița lor. Eu stăteam într-o garsonieră atunci și am zis, Radu, zi, mă, uite, ei stau la mine și dacă eu vin la tine. Între timp eu îi cunoscusem pe părinții lui Radu și eram cumva de acasă ei, pentru că mă cunoșteau și au zis că da, ok, vino și rămâi la noi, lasă-i pe ei să stea acolo, să aibă spațiu, să nu știu ce. Părinții lui Radu, care sunt extraordinari din punctul ăsta de vedere, sincer vă zic, mama Radu este cea mai... ambulanță?
Mama Radu este cea mai ospitalieră femeie. Deci când te duci la ea acasă, mama Radu te întreabă prima dată, nu știu dacă te întreabă, stai jos, dacă zice stai jos sau nu știu ce, te întreabă, ai mâncat, vrei să mănânci? Adică la modul ăla e mama Radu. Și m-a primit destul de repede așa în sânul ei acolo. O altă chestie, o altă paranteză pe care aș vrea să o fac referitor la chestia asta cu părinții lui Radu și cu casa lor. Până să vină mătușa mea la București și eu aflasem că urmează să vină, treceam printr-o perioadă de stres atât de mare încât vroiam să dorm în continuu, în continuu. Sincer, nu vroiam să mă duc la serviciu, atât eram de stresată și mi-aduc aminte de foarte multe ori mergeam la Radu acasă după serviciu și tot ce vroiam este să dorm. Mi-aduc aminte că de câteva ori am adormit pe canapea în sufragerie, îmbrăcată în hainele de la serviciu, adică în sarafanele alea elegante și le știți voi că vă poartă oamenii la bancă. Well, așa am adormit de câteva ori. Eu nici nu știu sincer, dacă stau și mă gândesc, nici nu știu sincer ce părere și-au făcut părinții lor Radu la momentul respectiv. Adică eu cel puțin mi-aș fi pus așa întrebarea, bă, ce cu fata asta de doarme atât de des când vine la noi? Nu știe să doarmă la ea acasă? În fine, au fost foarte drăguți și de la început au fost foarte drăguți și acum sunt la fel. Plus că ei știu multe din ceea ce vă povestesc vouă și multe nu le știu, le află și ei din clipurile astea. Și Radu cred că ușor le-a spus câteva lucruri despre mine ca ei să înțeleagă un basic din ceea ce mi se întâmplă mie. Asta așa, închid paranteza ca să înțelegeți perioada de stres prin care eu am trecut. Și apropo, aia a fost perioada despre care eu vă tot povestesc pe Instagram când vorbesc despre greutatea mea. Eu într-o lună jumate, maximum două luni, am luat 20 de kilograme. Deci dormeam și mâncam foarte mult și îmi găseam alinarea în mâncare. Well, vine ziua în care această mătușa a mea ajunge în București și Radu îmi zice așa, băi, nu pot să mă duc să îi iau de undeva, zic, stai liniștit că oricum vin ei cu mașina lor, dar zice, aș vrea să-i duc eu la aeroport mâine de dimineață. Radu vine dintr-o familie care, de oameni ospitalieri, da, care sunt obișnuiți să facă gesturi de genul ăsta, că nu avea sens să plece cu mașina la aeroport, să o lase acolo, să plătească parcare, whatever. Hai că îi duc eu și cu ocazia asta o și cunosc și eu pe mătușa ta. Zic, bă, mersi, super, la la la. Vin la mine acasă ale mele rude și ea, cum mă vede, se uită așa la mine... Ce cu tine? Ce cu... Cum mă arăți? Deci asta a fost reacția. Nici nu mi-aduc aminte dacă am zis sau n-am zis ceva, pentru că oricum eram... Faptul că ea era prezentă în fața mea și la mine acasă, simțeam că mănâncă toată energia și așa. Am stat foarte puțin de vorbă cu ei, că le-am zis că uite, eu mă duc la Radu, prietenul meu, care o să vă ducă mâine la aeroport și așa mai departe, v-am făcut mâncare, la la la, și ne vedem mâine dimineață la ora 5. Bineînțeles, ea s-a comportat cu mine ca și cum era extraordinar de nemulțumită de mine, de toate deciziile pe care le-am luat și așa mai departe. Iar aș vrea să mai fac o mică paranteză. Mulți mi-au zis în comentarii că fac prea des paranteze, dar hei, e o poveste de viață, nu e un clip prin care vă învăț să vă dați cu eyeliner, adică easy peasy, step 1, step 1, step 3. În fine, ce am zis? Nu contează. Lucrurile astea se întâmplau înainte ca mătușa mea să-mi trimite acel mesaj cu ți-l fac pachet și ți-l trimit la București. Asta s-a întâmplat... imediat după ce ea s-a întors de la maică mea, după ce a avut o discuție cu maică mea. Dar i-am lăsat acolo la mine acasă și am plecat la Radu. Am ajuns cu Radu la a doua zi la ora 5 dimineața acolo să-i luăm. Ea s-a urcat pe scaunul din spatele lui Radu. Radu conducea, soțul ei s-a pus în față și eu cu ea și cu fetița ei eram în spate. Deci l-a văzut pe Radu noaptea, la 5 dimineața, din spate, practic. Deci nu l-a văzut, nu știa nimic despre el, n-a vorbit foarte multe cu ei, că ce poți să vorbești când cunoști prima dată un om, gândiți-vă și voi. Și gata, a plecat la maică-mea. După ce a ajuns la maică-mea în străinătate, a avut acolo discuții care pe mine mă defăimau puternic.
în care i-a creat lui maică mea un context de genul, bă, fiică ta e cam praf, adică e praf, hai să-ți explic de ce. Și a creat o poveste pe care eu nu am crezut-o, nu că n-am crezut-o, nu mi-a venit să cred că cineva poate să-și creeze asemenea filme doar ca să facă rău unui om. I-a spus lui maică mea în felul următor, că eu stau cu un băiat care stă pe banii mei. Eu lucram la bancă, eu cred că i-aș imagina că am cine știe ce mega, mega salariu și Radu stătea pe banii mei. Așa i-a zis lui maică mea. Deci gândiți-vă, ea l-a văzut o singură dată pe Radu. Ea nu știa informații despre Radu, nu știa cine este Radu. Știa doar că e Radu și a venit să o ducă la aeroport. Atât. Dar asta nu e tot, asta e cea mai mică chestie, că Radu stătea pe banii mei. Nu. Că eu sunt însărcinată cu copilul lui Radu. Hint, hint, că mă îngrășasem. Bine, ce-i drept, frate, și când ești, acum că am avut o sarcină, știu ce înseamnă, cum să vă zic, la 2 luni de sarcină, chiar ești cu 20 de kilograme mai grasă și, cum să spun, burta la 2 luni, cele care aveți copii, știți că se vede, e ce să mai edit, ai pepenașul în față, adică chiar e super. Chiar dacă eram și gravidă cu Radu, chiar dacă, să zicem, aveam 2 luni de sarcină, nici nu se vedea nimic. Dar nici nu era nevoie să mă îngraș sau ceva de genul. În fine, asta e informația care a ajuns la maică mea. Că Radu stă cu mine pe banii mei, că eu îmi cheltuiesc banii cu un golan care m-a lăsat însărcinată. Și că cea mai tare fază, că eu cu Radu facem parte dintr-un grup care spargem mașini prin București și furăm din mașini. Acum că stau și privesc lucrurile astea obiectiv... Mă, se bat informațiile cap în cap. Dacă aveam așa de mulți bani de îl întrețineam pe Radu, ce sens mai avea să mai sparg mașini, să fur din mașini ca să ne întreținem? Adică e un pic cusut cu ața albă. În orice caz, ea a creat lui maică-mea o imagine de maică-mea, era disperată. M-a sunat și mi-a zis, bă, ce se întâmplă cu tine? Deci eu vin la București, mergem la medic, ești gravidă, ești așa... Zic, băi, frăție, ce naibii se întâmplă? Ați înnebunit cu toții? N-am, frate, nimic, nicio chestie de genul ăsta. Potoliți-vă, că nu e așa. Zic, vino să-l cunoști pe Radu, vino să mă vezi pe mine, nu sunt gravidă. Și chiar dacă aș fi fost ok, asta era situația, dar... Bă, și nici nu sparg mașini, pui mei, lucrez la bancă. Ce naibii, ați înnebunit cu toții? De ce lucrurile astea? Ca... să o convingă pe maica mea să mă trimită înapoi la ea și să maica mea să mă convingă pe mine să-mi zică nu duci o viață bună, că te-ai destrăbălat la București, că de asta ai plecat din Iași, du-te înapoi să aibă grijă de tine, să te pună la locul tău, să îți spună din nou ce e bine să faci tu cu banii tăi, cu așa, nu cu golanii prin București și să te duci la Iași acolo. Ia asta și imagina, de asta i-a creat maica mea filmul ăsta în cap. Și la un moment dat, în fine, s-a întors de la maica mea din străinătate, a plecat înapoi la București, la București, a plecat la Iași și începuse să mă bombardeze de acolo cu, vezi că am vorbit oricum cu maica ta și s-ar putea puțin ca lucrurile să se schimbe și o să vezi tu dacă ai luat cele mai bune decizii sau nu. Între timp eu îi explicam lui maică-mea, bă, ați nebunit cu toții? Nu e, mă, așa, uite, vino să îți demonstrez, nu știu ce. A venit maică-mea, s-a convins că lucrurile n-au fost așa și atunci a fost momentul când maică-mea i-a dat telefon și i-a zis, băi, am 2 copii, banii sunt jumate pentru unul, jumate pentru altul, deci nu mai ajung la tine toți banii, pentru că e și ea fiica mea, deci vreau și eu să-i dau și ei ceva. Și ce credeți? Când a venit momentul ăla de ți-l fac pachet și ți-l trimit la București pe frati tu, am sunat-o pe maică mea și i-am zis, bă, uite, ăsta este mesajul pe care l-am primit de la ea, mie mi-e frică să nu cumva să-l dea afară din casă, trebuie să facem ceva în direcția asta. Am sunat-o în același timp și pe bunică, mi-a zis, bă, uite, asta e, hai cumva, adunați-vă amândouă, stabiliți ce și cum. Că eu plec în seara asta, plec la Iași să mă duc să-l iau de acolo, că mie că asta îl dă afară din casă. Adică neapărat trebuie să facem ceva. Mătușa mea nu se aștepta la chestia asta. Deci Radu mi-a zis clar, băi, el știe în situația și așa, că de asta vă zic, e bine să vorbiți lucrurile, pentru că oamenii cărora le spuneți lucruri, cu siguranță, dacă vă înțeleg și sunt alături de voi, și o să găsiți în oameni care sunt așa, Radu mi-a zis clar, băi, ne urcăm în mașină și plecăm să luăm pe frate de acolo, nu-l lăsăm pe drumuri, sub nicio formă.
Ne-am urcat în mașină. Între timp, deci maica mea cu bunica mea mi-au trimis bani să-i găsesc chirie, undeva cu chirie să stea. Și între timp, pe drumul dinspre București spre Iași, eu îi căutam chirie lui frate meu și sunam la proprietari să le zic clar că, bă, am nevoie de în seara asta, de mâine, eu am nevoie să mă mut acolo. Deci neapărat am nevoie să-l mut acolo pe fratele meu. I-am trimis mesajul lui fratele meu, că fratele meu mi-a zis, bă, uite, mi-a trimis un mesaj fratele meu atunci și mi-a zis, bă, să știi că se comportă cam nașpa cu mine. Țin minte chestia asta, că acum când mi-aduc aminte că fratele meu nu vorbește cu mine și nu consideră că nu merit eu să vorbească cu mine, că i-am făcut rău prin multe lucruri, o să ajung și la discuția aia ulterior. Mi-aduc aminte că bă, lucrurile au stat altfel în behind the scenes. N-au stat chiar așa cum ți-au fost, ți-au ajuns ție la urechi. Și nu mai știu că am pierdut ideea. Da, mi-a trimis mesaj și mi-a zis că bă, se comportă cam urât, cred că ar fi bine să plec de aici. Și zic, stai liniștit, lui i-am zis, zic, stai liniștit că eu plec cu Radu, vin la Iași în seara asta, în noaptea asta ajung la Iași, iar mâine vin și te iau cu tot cu bagaje, rezolvăm într-un fel. Deci stai liniștit, nu se mai face griji, mai rezistă puțin. Deci știu clar, mi-aduc aminte perfect chestia asta. Probabil că i-a zis mătușa mea că pleacă, că în noaptea aia, că vin, eu vin și îl iau. Păi, frate, și l-a bombardat cu chestii, cu informații. De așa natură încât a doua zi, când am stabilit cu fratele că ne întâlnim a doua zi și mergem să-l iau cu bagajele, când m-am întâlnit cu fratele meu, privirea lui a fost, ai rămas însărcinată? Zic, nu, pur și simplu m-am îngrășat. Da, vezi că oricum, tu ești, mă așteptam de la tine la altceva, nu să rămâi însărcinată cu un băiat pe care nici măcar nu-l cunoști. Zic, băi, frate meu, nu e asta, știu că s-a zis asta, dar nu e asta, nu sunt, sunt pur și simplu, m-am îngrășat, da, am burtă că m-am îngrășat. Nu știu cât de mult a acceptat el atunci sau n-a acceptat informația asta, cert este că se comporta așa cu mine, ca și cum, da, păi tu mă iei acum dintr-un loc în care eu oricum duceam o viață bună. Zic, mă, ce se întâmplă că tu ai altă atitudine, mi-ai trimis un mesaj și tu ai altă atitudine acum, ce se întâmplă? Că unde mă duci tu pe mine, că ce decizii să iei tu pentru mine, că ce știi tu ce e mai bine pentru mine? Zic, mă, eu fac chestia asta ca să te ajut și asta a fost de la început gândul meu, sub nicio formă nu vreau să îți fac rău sau să te supun unor chestii care ție să-ți aducă rău. În fine, i-am făcut mutarea, l-am luat de acolo cu bagajele și l-am dus în noul apartament de-l găsisem pe ultima 100 de metri. În continuare, el ținea legătura cu mătușa mea, pe principiu că mătușa mea, am aflat ulterior, că tot el mi-a povestit, că eu am mai ținut legătura cu fratele meu și tot fratele meu mi-a povestit, că îi zicea, dragă, că oricum, vezi, te-a dus într-un loc în care tu ești singur și mai bine să rămâneai aici și mai bine era... Păi și de ce ai făcut lucrurile astea? Pentru că mă gândeam așa, eu vorbeam singură cu mine și ziceam, păi mă, dacă vroiai să stea cu tine... Da, și vrei să ai grijă de el. De ce ai trimis toate mesajele astea? De ce l-ai lăsat să plece? De ce n-ai intervenit să spui, nu mai faceți chestia asta, că oricum, uite, și eu la nervi am zis un lucru și nu știu ce. Ca să nu mai zic că în momentul în care a plecat fratele meu de acolo cu bagajele, fratele meu cântă la chitară și n-a vrut să-i dea chitara, pentru că este chitara ei sau nu știu de ce, că ea a cumpărat-o cât timp a fost acolo. Deci frate mi-a plecat de acolo fără chitară, nu i-a dat-o ceva vreme, o lună, două, trei, nici nu știu cât, că frate mi nu mai avea chitara. N-a vrut să-i o dea. Și atunci tu vii și creezi filme că, vai, eu îți vreau binele, dragul meu, dar uite, vezi, ea cu bunică ta și cu maică ta au complotat împotriva noastră și împotriva mea, că eu, de fapt, sunt elementul pozitiv în această ecuație și, uite, tu ești rodul unui complot. Cam astea sunt informațiile care au ajuns la el, pentru că din ceea ce îmi povestea fratele meu, îmi dădeam seama că asta se întâmplă. Și fratele meu a prins o ură pe mine și pe maică mea, că împreună am complotat ai crea lui o stare nașpa, de a sta singur, de a fi singur, de a-l îndepărta de familie,
care noi de fapt eram familia lui și încercam să facem bine și de altfel tot ceea ce mânca el și cu ce se îmbrăca și chirie și facturi și tot, se ocupa maică-mea de lucrurile astea, de la distanță. Adică și de multe ori mă duceam eu, știu că am avut o perioadă în care nici nu-mi vine să cred că am făcut chestia asta, în fiecare weekend mă duceam cu trenul, plecam noaptea de aici cu trenul, ajungeam dimineața la 6, mă duceam și făceam piața și îi găteam pentru o săptămână și după aceea mă întorceam noaptea următoare la București, dormeam în tren și mă lua Radu de la gară. Adică au fost niște lucruri și am încercat să facem toate eforturile necesare și eu de la București și maică-mea din străinătate. Am încercat să facem niște eforturi pentru că el era la un liceu de arte în Iași. Avea un colectiv, se întrevedea un viitor pentru el, cum de altfel îl are un viitor frumos. Fratele meu este actor și colaborează cu Teatrul Național. Știu că ultima dată colabora cu Teatrul Național când am vorbit cu el. Colabora cu Teatrul Național din Iași, adică este un om fain, este un om fain și din punct de vedere profesional este un om fain și sunt sincer tare mândră de el pentru că îl urmăresc pe Facebook și văd ce pune. Nu postează atât de des cum postăm noi, dar în orice caz este și de la început am considerat că pentru asta e el făcut să fie actor. Și în orice caz, astea sunt motivele pentru care fratele meu nu vorbește cu mine, că din punctul lui de vedere, eu cu mama mea și cu bunica mea am creat un context ca să-l facem pe el să se simtă rău. Lucrurile n-au stat așa și chiar oricât de mult vrei să povestești, poate, nu întotdeauna oamenii de lângă tine înțeleg ceea ce vrei tu să faci și uneori, chiar dacă încerci să faci bine, s-ar putea ca binele ăla să fie înțeles greșit. Cam asta e chestia. Sau s-ar putea să nu procedezi, tu să consideri că procedezi bine, dar oamenii de lângă tine să nu consideri că procedezi bine, să consideri că îi lezezi. Poate am și făcut lucrul ăsta, nici nu știu ce să zic. Poate am făcut-o și poate l-am rănit. Nu zic, sub nicio formă, nu zic că n-am făcut lucrul ăsta. Cu siguranță știu că ce am greșit e că l-am lăsat cumva acolo cu mătușa mea, fără ca el să știe că eu vin aici la București pe termen lung. Asta știu că am greșit, dar ulterior am încercat să clădesc, să reclădesc, să-mi reclădesc încrederea, de fapt să-și reclădească el încrederea în mine. Și n-am reușit. Mi-aduc aminte că la un moment dat nu vroia să mai vorbească cu mine. Nu îmi răspundea la telefon, nu, a fost așa o perioadă. Când vorbea, când nu vorbea, când nu vorbea, când nu vorbea și mai mult nu vorbea. Și la un moment dat l-am sunat și am zis, uite, când mi-a răspuns, eu vreau să avem o relație de soră, frate. Eu asta îmi doresc. I-am și suferit mult timp, Radu știe că... Mi-aduc aminte că nu odată și nu de două ori plângeam de frustrare că nu vrea să vorbească cu mine și povesteam lui Radu că, băi, nu știu ce să fac. Și la un moment dat, după vreo 4-5 ani de când mă mutasem în București, i-am zis, bă, gata, deci nu mai pot să mai funcționez așa. Și l-am sunat, întâmplarea a făcut să-mi răspundă și i-am zis, uite, dacă tu nu vrei să vorbești cu mine, este strict alegerea ta, eu știu despre mine că am încercat. Și am încercat să fac niște lucruri. Dacă tu poți trăi cu gândul că nu vrei să vorbești cu mine, alegi să o faci. Eu știu că nu pot trăi cu gândul că nu am încercat să îți înțeleg situația, să îți înțeleg emoțiile, să îți înțeleg trăirile și ce simți pentru mine. Chiar am încercat și chiar încerc să văd unde am greșit. Dacă tu nu dorești lucrul ăsta, voi accepta. Și asta a fost cumva printre ultimele discuții, cam așa, printre ultimele discuții. Revenind la cum am rămas eu în București și cum am reușit să mă debarasez de toată situația asta și cumva să accept că lucrurile nu sunt și nu vor fi niciodată ok din direcția aia și să mă împac cu gândul că oricât de mult aș încerca eu să redresez
situații, să încerc să am o relație cu fratele meu. Clar, nu mai vreau să mai am nicio relație cu mătușa mea, dar încercam să înțeleg niște lucruri. Vă spuneam că e bine să vorbiți. E bine să vorbiți cu cei din jurul vostru. Faptul că eu i-am povestit soțului meu, că acum e soțul meu, faptul că i-am povestit de la început realitatea, deși inițial, credeți-mă, eu nu am vrut să-i spun. Nu am vrut să-i spun pentru că mi-a fost frică că mă va respinge și că mă va considera o ciudată și că va considera că am prea mari probleme. Dacă stai și te gândești, cine vrea să se complice cu un astfel de om? Cine vrea? Toată cineva care e mai mult decât empatic, nu? Cam asta aș spune, că e mai mult decât empatic. Și sunt, credeți-mă, sunt astfel de oameni. De asta vreau să vă zic că e important să vorbiți ce se întâmplă cu voi. Clar, nu cu vânzătoarea de la magazin care nu te cunoaște și nu va înțelege sub nicio formă și te va asculta. Poate cu un prieten apropiat, poate cu un profesor pe care îl simți mai apropiat de sufletul tău. Pentru că depinde foarte mult și în ce context și în ce oameni ai în jurul tău. E bine să vorbești, pentru că așa oamenii nu te judecă. Nu te judecă. Cineva care te va înțelege nu te va judeca. De ce? Dacă tu nu spui nimic, crede-mă, din afară se vede că ai un comportament ciudat, se vede că gândurile tale nu sunt puse în ordine și oamenii, neștiind ce ți se întâmplă de fapt, s-ar putea să te, nu neapărat că să te judece, dar să se gândească că se întâmplă cu tine niște lucruri care de fapt nu sunt reale. Dar dacă vorbești, clarifici, da? Limpezești apele și mai mult, dacă într-o zi ești mai nașpa, că ai o stare mai nașpa, oamenii de lângă tine vor înțelege de ce e o stare nașpa. Băi, are o situație și are un moment, da? Adică, nu neapărat că îți vor fi scuzate comportamente, că nu vorbim aici de să te iei cu toată lumea la bătaie, nu. Ci pur și simplu, dacă ai o stare mai proastă, oamenii vor înțelege. Eu n-am vorbit cu toată lumea de la început. Radu a fost singurul căruia i-am spus. De asta, în multe clipuri în care vorbesc despre Radu și am mai povestit despre viața mea, dar așa, puțin, în anii anteriori, spuneam că Radu este stâlpul meu, pentru că Radu m-a susținut și în continuare este stâlpul meu. Dar zic, el pe mine m-a susținut și m-a ridicat emoțional extraordinar, ceva extraordinar. Dacă nu era Radu lângă mine, cu siguranță nu aș fi fost în punctul în care sunt acum. Pentru că Radu a fost omul care a știut de la început tot și pe parcurs a aflat și mai multe și mi-a punctat unde e ok și unde nu e ok, ca eu să realizez ce e decent și ce nu e decent. Și mi-am adus aminte de o chestie. Da, sunt multe chestii. Vedeți, sunt multe chestii. Contează, iarăși, foarte mult a contat la Radu și educația pe care a primit-o de la părinții lui. De asta zic că eu am fost super norocoasă că l-am întâlnit pe el. E extraordinar de norocoasă. Și acum mă simt super norocoasă că este soțul meu și că, nu știu, mă simt super, super norocoasă. De ce? Mi-am să aminte acum o fază când a fost momentul în care s-a întors mătușa mea din străinătate de la mama mea și s-a dus acasă. Înainte să-mi trimită mesajul cu ți-l fac pachet și ți-l trimit la București, mi-a zis că nu mai știu ce, mi-a mai trimis un mesaj, ceva de genul că mi-ai furat din casă și ar fi bine să te prezinți la mâine, cel târziu mâine, pleci în noaptea asta, nu mă interesează ce faci, pleci în noaptea asta și să te prezinți la Iași, să avem o discuție și să stabilim ce și cum, da? Pentru că tu n-ai ce să cauți, să vezi de viața ta, atâta vreme cât îmi furi mie din casă. Și Radu a văzut mesajul ăla, eram cu el în mașină. Și a văzut mesajul ăla și am zis, băi, eu trebuie să plec, că uite, nu știu ce, eram toată schimbată la față. Și Radu mi-a zis, nu pleci nicăieri. Nu pleci nicăieri. N-ai ce să pleci. Pentru ce? Ca să te duci să te jignească, să te înjosească și eventual să nu te mai lase să te întorci? Nu pleci nicăieri. Rămâi aici.
Și zic, da, dar uite, vezi că e fratele meu, că acolo fratele meu că era acolo. Și zic, nu știu efectiv, deci nu știu, am început să îmi plâng și am zis, bă, nu știu efectiv ce să fac. Nu, nu pleci nicăieri, gata, s-a stabilit, nu pleci nicăieri. Dar mi-a zis-o așa foarte clar. Și s-a întâmplat ca a doua zi să fie la Brașov marșul mașinilor Kia din România. Și mi-a zis, mâine plecăm în excursie. Unde mergem în excursie? El avea Kia. Și zice, mâine mergi cu mine în excursie, plănuise să meargă cu părinții lui și cu părinții lui acolo. Mâine mergi, gata, mâine mergi cu ai mei și cu mine, mergem la Brașov. Și eram, what? Eu nici nu știam de chestia asta. Și zic, dar stai puțin că eu n-am, se făcuse toamna, așa era cam septembrie, eu n-am nici măcar haine, că eu când plecasem de la Iași, nu plecasem cu gândul că nu mă mai întorc și mi-am lăsat toate hainele acolo, n-aveam nicio haină de toamnă, eram doar cu haine de vară. Nu e nimic, mă ocup de chestia asta și gata, nu pleci nicăieri. Și mi-aduc aminte că ne-am dus la lui în seara aia, nici nu m-a lăsat să mă duc acasă la mine, rămâi aici. Am intrat în casă și i-a zis mamei lui, mami, mâine merge Adela cu noi la Brașov. Și mama lui, ok, da, sigur, mergem. Dar avem o problemă, nu are haine de toamnă, că nu se aștepta să mergem acolo. Adică a fost foarte drăguț că nici nu le spunea alor lui chiar în momentul ăla prin ce treceam eu și care era stresul meu. Le-am mai povestit probabil după. Și avem o problemă că n-avem așa. Nu-i nimic, mama lui, nu-i nimic, că uite, îi dau eu un plovăr de la mine. Și parcă aveam și niște Adidas. Radu făcea business cu Adidas pe care i-a ducea din America pe vremea respectivă. Și zice, ia să te uiți, mami, în Adidas și ea dacă am vreo pereche mărimea Adelei. S-a uitat mama lui, chiar avea o mărime. De asta zic, băi, universul când e să-ți fie ok, îți aduce în față oameni care să te ajute în direcția aia. Și mi-a scos mama lui Radu o pereche de Adidas, gata mă, avem și haine de mers la munte, mergem mâine la munte. Și uite așa, nu am mai plecat eu la Iași și am rămas în București, că nu m-a lăsat Radu să plec. Și acum îi mulțumesc că nu m-a lăsat să plec. Că altfel puteam să nu mă mai întorc, adică să fie un abuz emoțional atât de mare, încât să zic ok, nu mai plec și să rămână totul așa. Vraiște aici și eu să rămân acolo și cu siguranță eram vraiște și psihic acolo. Dar, repet, de ce zic că e important să vorbiți? Pentru că oamenii vă vor ajuta, oamenii cu care vorbiți vă vor deschide mintea și vă vor arăta că viața înseamnă și altceva. Nu înseamnă doar chestii nașpa, nu înseamnă doar abuz emoțional, nu înseamnă că trebuie să se folosească cineva de tine sau tu să te folosești de altcineva, că depinde foarte mult de contextul în care te afli. Da. Cam asta e povestea mea, așa în mare. Să știți că sunt foarte multe lucruri pe care nu vi le spun și sunt foarte multe lucruri nu pentru că nu vreau să vi le spun, ci pentru că aș lungi foarte mult și în afară de asta sunt lucruri pe care poate la un moment dat o să le zic. Poate, nu știu, o să vedem sub ce formă, dar poate o să le zic la un moment dat. Cert este că o să mai urmeze un clip în care o să vă vorbesc așa despre niște concluzii pe care le-am tras în urma acestei experiențe ale mele, pentru că știți voi că eu am doar 31 de ani și vârsta este doar o cifră. Nu înseamnă că ai experiență de viață dacă ai 60 de ani sau 70 de ani. Nu înseamnă că doar atunci ai experiență de viață. Experiența de viață o capeți prin toate situațiile prin care treci. Poți să ai și 20 de ani și să ți se fi întâmplat multe chestii care să te fi învățat că viața nu e neapărat cea mai simplă. Și vreau să vă vorbesc un pic despre concluziile pe care eu le-am tras, pentru că viața este nedreaptă și așa va fi mereu. Nu e o noutate și n-ar trebui să fie o noutate pentru nimeni. Cu cât ajungi la concluzia asta mai repede, cu atât vei învăța că în viață trebuie să te adaptezi. Să te adaptezi și când vorbești, și când lucrezi, și când ești funny și mișto, și în toate situațiile și în toate cercurile din care tu faci parte. Dar aș vrea să vorbesc pe larg despre asta în clipul următor și unde mă îndrept eu cu toate clipurile astea? Pentru că poate vă întrebați acum la final
Ok, bun, bine, da, ok. Ne-ai zis povestea ta, așa și? Așa, ne-ai zis și ce? Păi de ce v-am povestit eu lucrurile astea? Mă gândesc ca pe viitor să postez poate câte un clip săptămânal, că merge copilul meu la creșă de acum și voi avea mai mult timp. Sper în contextul COVID să se deschidă creșele din septembrie și să... Bine, s-au deschis o parte din ele, dar să se deschidă la program normal și să fie lucrurile bune. Oricum o să fie din ce în ce mai bine, dar îmi doresc să postez câte două clipuri pe săptămână, unul din zona de beauty, ceea ce știți voi că fac deja, și aș vrea să postez și câte un clip în care să vorbim și chestii de genul ăsta, pe teme pe care să le propuneți și voi, pe teme de viață în general, pentru că personal simt că nu mă mai împlinește doar zona asta de beauty, simt că să nu înțelegi greșit, este jobul meu și îl iubesc din toată inima, asta o să fac multă vreme de acum încolo. Dacă lucrurile funcționează ok cu COVID-ul, dar aș vrea să ating și subiecte de suflet, pentru că pe mine tot timpul m-au împlinit subiectele astea și cu clientele mele când vorbesc și cu prietenele mele când vorbesc așa, toată lumea zice, bă, ai așa o energie, sub nicio formă nu vreau și nici nu o să fiu psihologul nimănui. O să vă povestesc și de ce nu pot să fiu psihologul nimănui, deși am făcut facultatea de psihologie. Nu-mi doresc asta. Îmi doresc să atingem niște subiecte care să ne facă pe toți să înțelegem că toți trecem prin căcaturi și că toți putem să fim ok într-un final și să nu facem rău altuia, deși am trecut prin căcaturi. Așa că clipul următor o să fie cu niște concluzii care sper eu să ajute atât adolescenții cât și mămicile tinere, pentru că v-am spus de la început că lor mă adresez. Că se poate să fie bine deși treci prin situații nașpa. De asemenea, din comentariile pe care voi mi le-ați lăsat la clipurile astea, mi-am dat seama că sunteți foarte mulți care ați scris că vă regăsiți în multe din ceea ce povestesc eu și nu sunteți doar adolescenți sau mămici tineri, ci toată lumea care mă urmărește, da? Și publicul meu este și 50 plus, adică nu doar adolescenți. De aceea aș vrea să vorbim mai mult pe tema asta. Îmi doresc pe viitor să abordez mai multe astfel de subiecte și de aceea am vrut să știți de unde pornesc eu ca viață, stil de viață, gândire și așa să înțelegeți în clipurile și în cum voi aborda eu subiectele astea pe mai departe, subiectele astea de viață, să înțelegeți de ce gândesc într-o anumită direcție și de ce îmi dau cu părerea în anumite feluri. Nu știu, că nici nu știu acum despre ce voi vorbi, dar am vrut să știți despre mine, ce e cu mine, ce se întâmplă cu mine. Și ca mai apoi să mă vedeți și altfel. Îmi doresc să mă apropii mai mult de voi în ritmul ăsta și să mă vedeți și voi altfel și eu să vă apropii de mine așa, în latura asta umană, să ne întâlnim în latura asta umană. Da, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Nu știu dacă a ieșit mai scurt, pentru că unii din voi v-ați plâns în comentarii că e lung clipul, dar se cheamă povestea mea, e o poveste. Poveștile sunt și mai scurte și mai lungi. Cine vrea să le asculte, le ascultă sau le privește, da? Cine nu, nu. Da, ne vedem în clipul următor și promit să abordez mai des astfel de subiecte. Apropo, aș vrea să vă rog să lăsați în comentarii ce subiecte v-ar interesa să abordăm pe viitor, pentru că aș vrea să mă gândesc care e contextul cel mai bun, dacă să fac live și să discutăm live, să intrați și voi în discuție, sau dacă să fie tot un clip înregistrat și cu întrebări de la voi. De aceea, dați-vă puțin cu părerea în comentarii legate de tema asta, pentru că vreau să fie ceva de comun acord. Ok, și cu asta am încheiat, că deja e super, super lung. Vă mulțumesc că ați fost aici și de data aceasta. Sunt ok, sunt bine și voi sunteți bine, cei care mă priviți. Și dacă nu sunteți bine, cu siguranță există o cale prin care să fiți bine. Îmi doresc
să fiți din ce în ce mai ok cu voi. Și nu mai știu ce să mai zic. Se poate. Și it's ok to not be ok. Da? La un anumit punct în viață. E ok să nu fii ok. Nu te mai judeca atât de tare. Ne vedem în clipul următor. Bye!